Explozie la o conductă de gaze din zona Grozăvești, în apropiere de pasajul Basarab din capitală. A fost alertă maximă în zonă, au ajuns 10 de echipaje ale ISU, ale poliției și salvării, iar traficul a fost oprit 10 de minute. Din fericire, specialiștii au oprit alimentarea cu gaze la timp, așa că nimeni nu a fost rănit. Explozia a avut loc la capătul podului Basarab spre Palatul Cotroceni în zona Facultății Ecologice. Locuitorii din zona au fost evacuați, iar circulația a fost blocată. În jurul orei 21 am fost sesizați cu privire la o posibilă explozie produsă la o țeavă de gaze în zona șoseaua Grozăvești, în apropiere de pasajul Basarab. Având în vedere numărul semnificativ de persoane care anunțau acest eveniment, au fost trimise în mod progresiv mai multe autospeciale de intervenție la fața locului, inclusiv autospecială de CBRN și de Smurt. La fața locului a fost identificată o avarie, iar compania de gaz a dispus oprirea alimentării magistralei respectivei. Vă pot informa că în urma acestui eveniment nu au fost persoane rănite, însă circulația a fost restricționată, atât pentru facilitarea deplasării autospecialelor noastre în apropiere de locul în care s-a produs acest eveniment, cât și ca măsură de siguranță pentru participanții la trafic care folosesc căile rutiere în zona Basarab.